Dragilor, un lucru este cert, nu ne-am plictisit în seara aceasta, cel puțin în seara aceasta a fost o deosebită bucurie să fim împreună, să participăm împreună la închinare, să ne rugăm împreună, să um, parcurgem împreună pilula de cultură, să jucăm împreună, am greșit câteva și mă bucur în mod deosebit pentru cei care au câștigat în seara aceasta. O să citim un text din Scriptură pentru că vreau să mă folosesc de acest personaj care își încheie viața într-un mod tragic, ca să realizăm, dragilor, că trebuie să ne gândim și la pagube și să înțelegem că în istoria consemnată sunt și personaje care au încheiat într-un mod trist existența lor și aș vrea să vă ridicați chiar să veniți puțin mai în față ca să fim mai aproape unii de alții. Cătălin, făți curaj, maestre, și haideți aici, fără nicio problemă, să fim mai aproape unii de alții. O să deschidem în Scripturile la 2 Samuel, capitolul 13, începând cu versetul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar. Și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon, atenție, să-i facă ceva. Deci el, nu știu cum o iubea, dar el planifica să-i facă ceva. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un, num, era un om foarte șiret. El a zis, pentru ce te usuci din zi în zi tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Ionadab i-a zis, culcă-te în și prefăte bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog, să vină sora mea, Tamar, să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. David a trimis să spună Tamarei înăuntru odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare. Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat, a luat plămădeala, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt. Luând apoi, tigaia, le-a răsturnat înaintea lui, dar Amnon n-a vrut să mănânce. El a zis, Scoate-ți afară pe toată lumea, și toată lumea a ieșit de la el. Atunci Amnon a zis Tamarei: Adu mâncarea în odaie și să o mănânc din mâna ta. Tamara a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o și i-a zis ce i-a zis. Ea a răspuns: Nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa în Israel, nu face mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea și tu vei trece drept un mișel? în Israel. Acum, vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Dar el n-a vrut să o asculte. A silit-o, a necinstit-o și așa mai departe. Apoi am a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise și i-a zis, scoală-te și du-te. Ea a răspuns, nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să o asculte și chemând Băiatul care îi slujea a zis, izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate afară și încuie ușa după ea. Ea avea o roche pe striță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câte vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și și-a sfâșiat haina pe a pus mâna în cap și a plecat țipând. Fratele Absalom i-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău, nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că ne cinstise pe sora sa Tamar. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați. Mi-aduc aminte că într-o zi fratele Petrică, care este pe aici, pe undeva, este acolo, M-a chemat să predic la o seară de tineret într-o localitate aproape de București. Și sigur că m-am pus să studiez cuvântul lui Dumnezeu și am zis să aduc un mesaj potrivit pentru tineretul de acolo. Am luat acest text pentru că, din punctul meu de vedere, aici găsim cele mai mari pericole cu care se confruntă toate generațiile. Nu numai am non, ne confruntăm și noi și o să vorbim în seara aceasta despre primul mare pericol. Vi le pot prezenta în avans cei care au fost cu mine, au auzit deja mesajul acesta. După cum ați văzut în afișul pe care l-am postat pe pagina de Facebook, primul mare pericol care s-a evidențiat în viața lui Amnon a fost plictiseala. Plictiseala. Apoi, al doilea mare pericol a fost plăcerea, patima, dorința nestăbânită. Al treilea mare pericol din viața lui Amnon a fost prietenul și ret. Abinadab. Sunt prietenii și reți, oamenii cu care ne construim sau ne dărâmăm viața. Și în ultima instanță, al patrulea mare pericol a fost prefăcătoria. Le-am pus cu aceeași literă ca să ne fie mai ușor. Plictiseală, patimă, prietenii și reți și prefăcătorie. Prefăcătorie, adică. Un om cu două fețe, cum am spune noi în limbajul nostru, da? Un om duplicitar, un om care are o viață ascunsă, are o latură ascunsă. Dragilor, despre generația noastră spun foarte mulți oameni că ar fi generația Z. nu de la Zelensky, să știți. Unii spun că, după cum se manifestă generația aceasta, s-ar potrivi mai degrabă cu scenariile de la Hollywood, care vorbește despre uh, o zonă de apocalipsa cu zombi, pentru că poziția oamenilor în generația Z este o poziție aplecată, este o atitudine mohorâtă, este o stare de plictiseală profundă, o plictiseală a cuprinzătoare. Vom vedea în seara aceasta, dragilor, uitându-ne la Amnon și luându-l ca exemplu, pentru că îl găsim în scripturi, nu îl găsim în ziare, nu îl găsim în poveștile de pe internet, îl găsim în scripturi și nu doar că îl găsim în scripturi, îl găsim ca întâiul născut a lui David. Era prinț, dacă vreți. Întâiul născut și primul care trebuia să preia regatul, să preia conducerea. Îl găsim pe Amnon, un prinț privilegiat care din anumite motive pe care nu le ia în considerare se usucă pe picioare. Vedeți, prietenul lui a zis, mă, dar de ce te usuci? Deja l-a văzut moleșit, deja l-a văzut moale, deja l-a văzut apăsat, am putea spune în seara aceasta că pericolele acestea usucă viața noastră și ne duc în zona aceea că putem să pierdem toate privilegiile pe care le avem. Dacă vreți, Amnon este prințul care nu a luat deloc în calcul privilegiile, nu a luat deloc în calcul pericolele și nu a luat deloc în calcul pierderile, pagubele. El este prințul care pierde vremea la palat. În ciuda abundenței, în ciuda confortului, în ciuda luxului de acolo, în ciuda tuturor privilegiilor, el este prințul care se plictisește. Și astfel, constatarea tragică este următoarea: dintr-un prinț, dintr-un fiu regal, Amnon reușește pe românește să ajungă un mare ratat. Este o tragedie, în ciuda faptului că omul acesta avea parte de numeroase privilegii. A ajuns să fie un Michel în Israel, un abuzator. Dacă vreți să vorbim cât mai deschis în seara aceasta, un prădător sexual, un violator, care dincolo de faptele condamnabile, de protestul dureros al surorii lui, Tamar, a continuat drumul său stricat, fără niciun regret, a continuat plin de cruzime să meargă pe drumul pierderii tuturor privilegiilor, căzând astfel în disgrație publică, rușine și dispreț, iar în cere din urmă cade în mâinile fratelui său Absalom, care a început să îl urască, după cum am văzut. N-au trecut nici doi ani de zile și prințul acesta cu toate privilegiile își pierde viața într-un mod tragic și trist. Amnon era un fiu regal, era fiul lui David, locuia la palat, era moștenitor, avea servitori, dispunea de numeroase beneficii, însă în ciuda tuturor acestor beneficii, el pierde totul. Dragilor, să știți că și noi avem astăzi înaintea noastră privilegii, pericole și pagube. De toate acestea trebuie să fim foarte conștienți. Trebuie să fim foarte conștienți. Haideți să vedem în seara aceasta care ar fi privilegiile copiilor lui Dumnezeu. Care sunt unele dintre privilegiile sau onorurile pe care le au credincioșii în calitate de închinători înaintea lui Dumnezeu? Uitându-ne în Scriptură, vom constata că Dumnezeu caută întotdeauna să ne informeze cu privire la cât de special suntem și cât de privilegiați suntem. Nu-i bine să ne credem noi speciali, dar din perspectiva relației cu Dumnezeu să știți că suntem speciali și suntem privilegiați. În Efeseniu 1 cu 3 avem fiecare binecuvântare spirituală în locurile cerești. Un mare privilegiu. În Romani 8 cu 17 spune că suntem comoștenitori împreună cu Hristos. Suntem comoștenitori împreună cu Hristos. Mai mult decât privilegiul lui Amnon de a fi fiul lui David, noi suntem comoștenitori împreună cu Hristos, spune Scriptura că noi vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. În fericiri spune că împărăția cerurilor este a noastră și numai a noastră. După fericiri, Biblia spune că noi suntem sarea și lumina pământului. Dragilor, aș vrea din tot sufletul să conștientizăm în seara aceasta ce privilegii numeroase avem. Cât de special suntem datorită lui Dumnezeu ca să putem trăi această chemare înaltă și aceste înalte uh, privilegii. Putem să mai vorbim în seara aceasta despre privilegii. De exemplu, Petru vorbește despre privilegiile credinciosului și spune în felul următor. Voi sunteți o generație aleasă, adică creștinii sunt un popor ceresc cu o descendență divină și asemănări spirituale. Și aceștia au mai multe caracteristici ale unei trăiri înalte și nobile. În Coloseni spune, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Apoi tot Petru spune că voi sunteți o preoție regală, preoți regal, ce vestesc excelențele lui Dumnezeu. Creștinii sunt împărătești, mai mult decât amnon. Creștinii sunt regali, creștinii sunt Nobil spune cuvântul lui Dumnezeu pentru că suntem împreună cetățeni ai împărăției Domnului nostru Isus Hristos care nu este din lumea aceasta, dar care se dezvoltă și este edificată în această lume. Apoi spune sunteți o națiune sfântă. Sigur că noi n-am explorat niciodată zona aceasta. Ne-a interesat prea mult pentru că oricum suntem într o zonă de zbatere. Noi încă suntem în zona aceea de frământare, de ridicare, cădere, ridicare, cădere. Noi nici nu ne putem gândi la privilegii. Vedem deseori pericolele, constatăm pagubele din viața noastră, dar nu suntem conștienți de privilegiile pe care le avem. Probabil că dacă am fi conștienți de privilegii, am observat că pe umerii noștri apasă și o responsabilitate și astfel nu ne putem arunca, așa cu elan, într-o viață lipsită de semnificație înaintea lui Dumnezeu. O națiune sfântă, cuvântul grecesc, națiune sau neam descrie aici oameni de aceeași apartenență, cultură și mod de viață. Noi trăim după cultura împărăției lui Dumnezeu. Suntem o națiune sfântă, superioară față de celelalte, excepțională, extraordinară, o națiune care trăiește dincolo de limitele obișnuite. Popor special al lui Dumnezeu, spune Petru. Creștinii aparțin lui Dumnezeu în mod unic, sunt proprietatea lui, fiindu-i de o valoare specială. Astfel, noi trebuie să vestim excelențele acelui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dragilor, am putea să continuăm să vorbim despre privilegii. Despre privilegiile celor ce aparțin lui Hristos. Bucurie constantă. Putem vorbi despre libertate netulburată. Despre păstrare și pace din abundență. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Un prieten mereu prezent. Iertare, har după har, resurse inepuizabile. Deci privilegiile sunt extraordinare pentru fiecare dintre noi. Dacă ar fi să facem o comparație între noi și Amnon, dați-mi voie să vă spun că noi suntem mult mai privilegiați decât Amnon. Amnon era întâiul născut al lui David, era un om deosebit de privilegiat, locuia la palat, locuia într-o atmosferă elegantă, în confort, în lux, era respectat, avea servitori. Fiind întâiul născut, el trebuia să fie moștenitorul tronului după regulile de atunci. Însă, dragilor, dați-mi voie să vă spun că odată cu moartea lui Hristos și odată cu faptul că am fost înfiați ca să aparținem lui Dumnezeu, noi suntem comoștenitori împreună cu Hristos a împărăției sale. Suntem chemați să moștenim împărăția lui Dumnezeu și ar trebui să luăm în serios aceste privilegii că dacă am uh, uh, învățat să fim educați în spiritul acesta, ne-am comportat diferit în lumea aceasta în care trăim. Și haideți în seara aceasta să vorbim despre primul mare pericol. Primul mare pericol care erodează, care usucă viața noastră, care duce la pierderea tuturor privilegiilor. Dacă Amnon ar fi fost atent aici, dați-mi voie să vă spun că istoria vieții lui nu ar fi trebuit să arate așa. Știți ce se întâmplă peste generația noastră și nu numai? Există tendința de a crede că orice am face în viața aceasta, noi nu pierdem privilegiile. Că oricât de mult am comite păcate înaintea lui Dumnezeu, noi nu pierdem privilegiile. Și ar trebui să constatăm din exemplul trist al lui Amnon că orice păcat costă, orice păcat are consecințe și s-ar putea să ajungem în situația să constatăm că am pierdut toate privilegiile. Sunt o mulțime de oameni care abuzează harul lui Dumnezeu, care abuzează privilegiile, care abuzează calitatea de fiu sau de fică. Și va trebui în seara aceasta să luăm în serios aceste pericole și să luptăm împotriva lor. Primul mare pericol și despre care vorbim în seara aceasta este plictisiala, numită de unii acedia sau apatia, lenia sau demonul amiezii. Ar trebui să fim atenți la toate aceste denumiri. Dragilor, dacă ne uităm în scriptură la textul pe care l-am citit și în toată istoria consemnată a lui Amnon, îl vom găsi pe Amnon la palat, îl vom găsi pe Amnon dezinteresat, îl vom găsi pe Amnon în discuții inutile, în gânduri imorale, îl găsim tolănit în pat, îl găsim pe Amnon lipsit de orice perspectivă. ne intrat în privilegiile pe care le avea. Amnon nu are responsabilități militare, nu are responsabilități spirituale, nu are atribuții de familie, el nu are absolut nimic. El este... Cunoaștem foarte bine tipul adolescentului care nu are nimic de făcut sau tipul tânărului care nu are nimic de făcut. El este un om care trăiește la palat, în abundență, cu toate privilegiile înaintea lui, dar este un om plictisit. Este prințul plictisit care se usucă pe picioare. Dragilor, îl găsim într-o stare de nevroză astenică. Un om care și-a consumat energia pe nimic. Și cum spuneam mai devreme. Cunoaștem foarte bine tipul adolescentului plictisit sau a tânărului plictisit, pentru că sunt contemporan cu noi și pentru că și noi am căzut în starea aceasta. Dacă ar fi să-i caracterizăm sau să ne caracterizăm pe noi când suntem într-o stare de plictiseală, am putea spune în felul următor. Mă, este mohorât, este indiferent, este insipid, este banal, este searbăt, este nesfârșit, este obositor, este nensuflețit, este letargic, este monoton, este uniform, este repetitiv, este obișnuit. Este învechit, este greoi, este anost, este supărător, este neinteresant, este șters, agasant. Toate aceste caracteristici făceau parte din viața lui Amnon. Pe de altă parte, Putem spune în seara aceasta, dragilor, că suntem o societate profund și primejdios de plictisită. Plictiseala a ajuns și în secolul 21 și în postmodernism și este un neant care înghite orice apare în fața lui. Să știți că părinții pustiei, care s-au retras din societate pentru o viață de simplitate, contemplare și rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru a crește din punct de vedere spiritual, pentru a sta departe de ispitele civilizației, ispite precum bani, plăcere și putere, au vorbit despre ori despre pericolele plictiselii, despre acedia, dacă vreți, sau despre vizitele demonului a miezii. Va trebui să fiți foarte atenți la toate aceste menționări. Foarte mulți dintre noi, Trebuie să recunoaștem că după masa de prânz simțim o stare de cădere, de slăbire, de cădere bruscă. O cortină care pare să coboare peste creier pe măsură ce masa de prânz își face efectul asupra nivelului de zahăr din sânge și ritmul biologic este încetinit o vreme. Călugării vorbeau însă despre ceva mai mult decât atât. Călugării se adresau unei dezordini spirituale. Starea de spirit, spun ei, a ajuns să fie cunoscută în limba greacă drept achedeia, iar în latină acedia, care înseamnă absența chedosului, absența grijii sau indiferență. Călugării își pierdeau interesul și pasiunea tocmai pentru lucrurile care înainte i-au motivat să treacă la viața aceasta privată, la acest stil de viață de a căuta sfințenia și de a practica contemplarea și rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Evargii spunea în felul următor și avertiza frații cu privire la nevoia de a se lupta cu acest demon folosind armele disciplinelor spirituale și a exercițiilor fizice. Ca să avem o imagine mai, mai de ansamblu, trebuie să știm că mai târziu cuvântul Lenevi a ajuns să descrie cam aceeași experiență Însă, deci, lenevia cu plictiseală, aceeași experiență, să Grigore cel Mare și Toma Dacuino au văzut că lenea și trândăvia, apatia, ca pe una din ficele acedia, adică a plictiselii mai degrabă decât unul și același lucru. Dar sunt istorici care fac distinția între cele două și sunt istorici care nu fac nicio diferență între cele două. În concluzie, dragilor, în seara aceasta, când vorbim despre plictiseală, știm că este vorba despre timpul liber, adică acel timp lipsit de orice ocupație, care se prelungește dincolo de nevoia de odihnă, un timp gol. Haideți să vedem cum ne afectează plictiseala. A trecut cineva prin plictiseală, cel puțin măcar o dată în viața lui. Unii probabil că au resimțit-o, alții au trăit-o din plin. Eu am fost un om care a trăit plictiseala din plin. Și vă pot spune că este un iad acolo. Dincolo de zona aceea care aparent pare liniștită, să știți că acolo se dezlănțuie un iad și e cineva aici care este de acord cu mine pentru că am, trăit prin, am trecut prin aceleași experiențe. Haideți să vedem cum ne afectează plictiseala. Întâi de toate va trebui să știm că plictiseala ne afectează personal, ne afectează în mod personal, te poate afecta personal. Îți poate afecta viața privată, viața de zi cu zi, dezvoltarea care este deosebit de necesară. Amnon nu se dezvolta din niciun punct de vedere, nici regal, nici militar, nici spiritual, nici cum. Amnon nu se dezvolta, el doar profita de toate privilegiile care erau acolo, de confort, de zona de lux, de servitori, de patul moale, de discuțiile inutile. În ultima instanță, de sora lui, dar el nu s-a dezvoltat din niciun punct de vedere, pentru că plictiseala ne afectează în mod personal. Să știți că plictiseala nu ne ajută niciodată să dezvoltăm virtuți. Ea dezvoltă vicii, nu dezvoltă virtuți, pentru că ea declanșează o lume de vicii. În loc să progreseze, în loc să devină responsabil, să gestioneze bine etapa din viața lui, Amnon se lasă consumat de plictiseală. El este dominat de demonul amiezii, condus pe cărările lui și îl găsim pe prințul moștenitor în palat. Leneș, trândav, plictisit, pe gânduri, dominat de dorințe, în discuții imorale cu prieteni și reți. Dragilor, întâi de toate va trebui să știm că plictiseala ne afectează în mod personal. Ne stopează creșterea, ne blochează creșterea, dezvoltarea care este deosebit de importantă. În a doua instanță, va trebui să înțelegem că plictiseala ne afectează la locul de muncă. Să știți, dragilor, că aceasta era problema capitală a celor din Tesalonic. Cineva le-a injectat doctrina aceasta cu privire la venirea Domnului nostru Isus Hristos și toți creștinii din Tesalonic au zis, lasă că dacă Domnul vine, și-au dat demisia de la muncă, și-au încrucișat brațele, și-au devenit neglijenți. Au început să trăiască neorânduială. Astfel nu își mai respectau în datorirea cetățenească oamenii aceștia. Au zis, domnule, dacă tot vine Hristos, ce rost mai are să muncim? Și astfel apostolul Pavel vine și critică aspru această doctrină, o critică răspicat și spune în felul următor. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi uneori suntem mult ultra generoși. De exemplu, dacă avem de-a face cu un caz, al unui bărbat care are forță fizică, are pregătire necesară să muncească ceva și nu vrea, noi nu-l încurajăm și noi nu-l ajutăm cum trebuie. Noi îl încurajăm să rămână în statutul lui, acolo de cercetător. Nu va trebui să-i dăm odată, apoi să-l trimitem la muncă, dacă are capacitate fizică, dacă poate să muncească. Biblia spune cine nu muncește, nici să nu mănânce. Vedeți, tesalonicenii trăiau în neorânduială. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neurânduială, nu lucrează nimic. Fiți atenți de ce se țineau creștinii din Tesalonic, de nimicuri. Se țin de nimic, lucrează nimic și se țin de nimicuri. Asta e plictiseala, să te ții de nimic. Îndemnăm pe oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel, și sfătuim în Domnul nostru Isus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Refuzul de a munci, dragilor, dacă avem capacitate, să știți că este un păcat. Refuzul de a munci este un păcat. Deseori, Apostolul Pavel îndemna la muncă să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Pe de altă parte, dacă la locul de muncă ești dat afară pentru că ești leneș, pentru că ești plictisit, să nu spui că ești prigonit. Dacă nu ești promovat. Din cauza plictiselii și alenii, pentru că sunt creștini care nu își respectă îndatoririle cetățenești, nu dau randament la locul de muncă și apoi când sunt concediați sau când nu sunt promovați, dau cu pumnul în masă și spun, doamne, suntem prigoniți că am fost creștini, nici de cum. Afectează plictiseala, afectează locul de muncă. Plictiseala ne poate afecta în cadrul familiei. Foarte mult ne poate afecta în cadrul familiei. Poți să fii un fiu irresponsabil ca am non era un fiu irresponsabil. Irresponsabil față de tatălui, față de uh, mama lui, față de familia lui, de neamul lui, de tradiție, de Dumnezeu. Era irresponsabil cu totul. Dar, pe de altă parte, poți să fii un soț neglijent. Poți să fii o soție neglijentă. Îmi povestea un prieten de al meu despre soția lui care nu este creștină. Care a zis de dimineață până seara, dimineața, sigur, 10-11 când se trezește, direct cu cafeaua în mână, stă în fața oglinzii, unghii din acelea uh, lungi, tot își dă genele peste cap de sute de ori și fumează într-una, au zis. Numai asta face. Bea cafea, se fardează, se machează și fumează într-una. Și spunea la un moment dat, domne, într-o noapte, avea două scrumiere, pline cu uh, chiștoace de țigări acolo, le avea la nas, nici măcar nu a deranjat o treabă aceasta. Ea era... Avea o preocupare deosebit de să vă ferească Dumnezeu să ajungeți într-o situație ca și aceasta. Soția trebuie să fie gospodină, astfel lenea plictiseală este o travă în mariaj. Pe de altă parte, să știți că lenea afectează foarte mult biserica. Lenea afectează foarte mult biserica. Știți care este domeniul cel mai deficitar în general în biserică? Cel al slujirii. Lipsesc voluntarii, lipsesc slujitorii, lipsesc oamenii care să se implice în mod activ pentru un eveniment. Uneori se lucrează câteva zile, se lucrează ore întregi ca noi să stăm câteva minute sau să stăm două ore în prezența lui Dumnezeu, dar din nefericire, la evenimente vin sute de oameni și la pregătirea evenimentelor vin 2, 3, 5, 10 oameni. Le ne afectează, să știți, în mod cumplit, Biserica în mod cumplit, biserica. Pe de altă parte, haideți să mergem în seara aceasta mai departe și să spunem că plictisiala sau lenea, sau achedia sau demonul amiezii, cum vreți voi, toate acestea la un loc, să știți că plictisiala este pe lista celor șapte păcate capitale. Unii l-au considerat cel mai grav dintre toate pentru că întruchipa indiferența și letargia intelectuală și spirituală. Profesorul Michael Raposa ne spune că era un păcat cauzat de un eșec personal în a fi angajat cu vigoare în cons și consecvență în exercițiile spirituale obligatorii. În po povestirii din uh, Canterbury, uh, autorul are drept un personaj, un pastor, care zugrăvește această stare a minții în predica despre cele șapte păcate cardinale sau capitale. Acidia este printre ele și reprezintă o trăsătură ce îl face pe om greu, îngândurat și iritabil. Persoana care se află în prinsoarea aceasta se achită de toate sarcinile cu neplăcere, fără vlagă și fără bucurie și este împovărat de faptul că face bine. Pentru el e o povară să facă bine. Plictiseala îl reține de la rugăciune și conduce la disperare. În catalogul păcatelor William May spune mult mai gravă este condiția omului melancolic și deprimat chiar în prezența binelui. Amnon se afla în prezența binelui, dragilor, a tuturor privilegiilor, a abundenței și nu avea niciun interes față de toate acestea. Era plictisit, era mohorât, era greu, era apatic. Un astfel de om poate să aibă totul și să fie plictisit. Pe el nu-l mai trezește nimic, nimic nu-i mai trezește atenția. Amnon era plictisit de taică sau era plictisit de maică sau era plictisit de palat, era plictisit de privilegii, era plictisit de chemarea lui Dumnezeu. Un astfel de om, să știți că poate să aibă copii și să fie plictisit de, el, de ei. Poate să aibă soție și soția să nu mai reprezinte niciun interes pentru el. Poate să aibă soț și soțul să nu mai reprezinte niciun interes. Poate să aibă părinți și părinții de asemenea să nu mai reprezinte Niciun interes. Deci, este unul dintre cele șapte păcate capitale plictisiala, ca să constatăm că atunci când se instalează în viața noastră, va trebui să găsim soluțiile necesare să fugim din zona aceea. Pentru că, dincolo de aspectele naturale, să știți că sunt și aspecte supranaturale, părinții care au studiat foarte bine fenomenul acesta vorbesc despre demonul amiezii. Și în calitate de om care a parcurs drumul acesta, vă pot spune că este o luptă cu supranaturalul. Uneori nu te mai poți ridica de acolo oricum, pentru că demonul acesta al amiezii călărește. Demonul acesta al amiezii caută să ruineze pur și simplu. Să știți că plictiseala creează o stare demoleșală. Te face atât de moale încât te face inapt pentru orice activitate importantă. Raposa vede un exemplu de acedia în moleșala ucenicilor. Fiți foarte atenți! În moleșala ucenicilor, Domnului Isus, în timp ce se găseau în grădina Ghețiman. Oamenii aceștia nu doar că erau obosiți fizic de la atâta umblat. Raposa spune despre ei că se instalase deja apatia, se instalase deja plictisiala, pentru că în momentul în care umbli cu Domnul Isus Hristos, și vezi miracol după miracol. Vezi o mulțime de lucrări deosebite. Omul este capabil să se plictisească de toate lucrurile extraordinare. Și în grădina Ghețimani, în cel mai important moment al Domnului nostru Isus Hristos, când se dădea o luptă teribilă, Raposa spune că plictiseala este asemănătoare cu atitudinea și cu starea pe care au avut-o ucenicii în timp ce se găseau în grădina Ghețimani cu Domnul nostru Isus Hristos. Și priviți cum plictisiala le spulberă toate privilegiile. Au pierdut privilegiul de a fi împreună cu Domnul Isus Hristos în momentul acela deosebit de important. Au pierdut capacitatea de a se ruga, pentru că Domnul Isus Hristos le-a atras atenția. Au pierdut capacitatea de a veghea Spune cuvântul lui Dumnezeu. Au pierdut capacitatea de a confrunta în momentul în care Domnul Isus Hristos a fost prins în Grădina Ghețimani. N-au mai avut capacitatea de a se stăpâni, de a se controla. Și vedem reacția lui Petru care taie urechea lui Malhu. Deci creează o stare de moleșală precum moleșala pe care au avut-o ucenicii. Vedeți că se instalează și la oameni mari și la oameni spirituali. Pe de altă parte, să știți că plictisiala, ea nu conservă viață, ea consumă viață. Și să știți că plictisiala generează o junglă de patim, o junglă de pofte, o junglă de dorințe. Aici a început să se usuce pe picioare amnon. Pentru că am non-plictisit la palat, neavând atribuții regale, neavând atribuții militare, neavând atribuții spirituale, păi, nu-l interesa absolut nimic, a început să se plictiseasc plictisească și plictiseala generează o junglă de dorințe carnale, de pofte carnale. Benjamin Franklin, nu Benjamin Maria al nostru, a spus în felul următor: Ignoranța și lenevia sunt cele mai mari din toate relele. Ele sunt un teren pe care se nasc și cresc toate vicile și toate mizerile. Haideți să mergem un pic în zona noastră de existență. Când v simți mai vulnerabil? Atunci când ați fost un pic mai obosiți, mai molatici, mai moi, după masa de prânz uneori, atunci când ați stat mai mult tolăniți în pat, în pat v-ați simțit pur și simplu mai vulnerabil. Am o pisică care tot fuge de mine. Și când e vioaie, fuge într-una de mine. Și am prins-o într-un moment când era aproape să doarmă. Și am observat că n-a fugit de mine. Așa suntem și noi în momentele acelea de moleșeală. Nu mai avem capacitatea să ne opunem atacurilor respective. Și uneori suntem prinși și dominați. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav. Și vă spun eu ce boală a avut. Plictiseala a generat în mintea lui o junglă de dorințe imorale, nepotrivite. Lăsați un adolescent, da, într-o zonă de singurătate, cu un telefon în mână și vă spun ce o să fac. Lăsați un tânăr, de asemenea. Plictiseala contribuie, să știți, la patologia jocurilor de noroc. A abuzului de substanțe, a tulburărilor de alimentație, a patimilor ascunse, a obezității, a dependențelor de pornografie și a altor păcate grave. Amnon este exemplul de astăzi. Dar să ne aducem aminte, dragilor, uitându-ne în Scriptură de soția lui Potifar. Ce spuneți despre ea? Se plictisea domnul la palat. Și din plictiseală au zis, băi, au ce frumos e băiatul ăsta Iosif, mă. Au ce bine arată, mă. Da? Se plictisea. El nu făcea absolut nimic, avea decât servitori, vedeți, confortul este foarte periculos. Soția lui Potifar se plictisea și în momentul în care s-a plictisit, deja în mintea ei s-au născut, născut gânduri imorale. Și ce a făcut soția lui Potifar? S-a dus să ude grădina, nu? A început să-i facă avansuri lui Iosif. Pe de altă parte, dragilor, haideți să ne aducem aminte de David. Când nu avea atribuții de război, da? Militare că nu avea atribuții spirituale, când a rămas la templu, la palat, în loc să fie pe câmpul de război, a stat o lănit în pat și s-a ridicat din pat și sigur că imaginația a început să-i joace feste și a ieșit un pic, s-a plimbat pe acolo și la un moment dat a văzut ceva, probabil că el anticipase că la ora aia se poate întâmpla ceva pe acolo și a început să se plimbe da, pe la balcon, pe acolo și a văzut-o pe soția lui Urie, s-a uitat prima dată, s-a făcut că nu vede și sigur starea de plictiseală plictis, l-a luat, l-a condus, a generat tot felul de idei extraordinare în mintea lui că a luat cea mai rea decizie din viața lui. Vedeți? Plictiseala generează Dragilor, o mulțime de dorințe. David se plictisea la palat, a văzut-o pe Batșeba și a încercat să scape de plictiseală. Oamenii caută să ocupe timpul acesta de plictiseală cu noi forme de divertisment. Țin voie să vă spun că toate formele de divertisment consumate o să ne ducă în aceeași stare, ba mai gravă de Pe de altă parte, să ținem minte ce învățăm în seara aceasta, pentru că starea de plictiseală, să știți că este starea de căldicel despre care vorbește Scriptura. Starea de plictiseală, domne, sunt tineri care nu au niciun entuziasm la închinare. nu interesează nimic. că e bună închinarea, că nu-i bună închinarea, ei sunt plictisiți. că e bună predica, că nu-i bună predica, ei sunt plictisiți. că e bun jocul de caut, că nu-i bun jocul de caut, ei sunt plictisiți. Pe ei nu-i mai mișcă absolut nimic. Este un pericol, este un semnal de alarmă. Să știți că sindromul laudicean este instalat în generația aceasta. Și când vorbim despre plictiseală, să știți că plictiseală creează starea aceea de căldicel. Tot Raposa spunea, Că acedia este starea de căldicele la bisericii din Laodiceea. Nici rece, nici înclocot în devotamentul lor față de Hristos. Dante spunea și vedea acedia drept căldicel în a face ceva bine și dragoste insuficientă. Lenea e definită ca pierderea înclinației către acțiune și muncă, încetineală, trândăvie, indolență și ca toropeală spirituală și demoralizare, apatie și inactivitate în practicarea virtuții pentru starea aceasta. Să știți că Domnul Iisus Hristos trimite un semnal de alarmă și spune fiindcă nu ești nici rece, nici în clocot, ești apatic, ești plictisit, am să te vărs din gura mea. Astfel înțelegem că nu e de joacă cu plictiseala. ne mirăm de ce sindromul la odician este tot mai prezent în bisericile noastre și în generația aceasta. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. După cum spuneam, în ciuda tuturor formelor de divertisment, oamenii sunt tot mai plictisiți, tot mai mohorâți, tot mai greoi, tot mai apatici, tot mai căldicei. Duce la împietrirea inimii. Știți că plictiseala duce la împietrirea inimii? Tot Raposa spunea că e Evreilor din vechime li se amintea în mod constant să evite apatia, o împietrire a inimii care conduce la orbire și surzenie spirituală, la incapacitatea de a mai percepe Cuvântul lui Dumnezeu. Ajungi într-o stare de apatie, de plictiseală, profundă, când nu te mai mișcă nici cel mai puternic Cuvânt al lui Dumnezeu. Nu te mai mișcă Evanghelia, nu te mai mișcă puterea Duhului Sfânt, nu te mai mișcă nimic. De ce? Pentru că inima s-a împietrit. La un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. Vă aduceți aminte ce a spus Ștefan în predica sa, în cartea Faptele Apostolilor? Oameni tari la cerbice, plictiseala duce la împietrirea inimii. Și împietrirea inimii, dacă vreți, este egal cu ce spune Ștefan aici, oameni tari, la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Mer mai repede, duce la indiferență, duce la indiferență. Potrivit definirii teologice clasice din secolele precedente, atât acedia cât și lenevia descriau indiferența față de ceva anume și plictiseală în ce privește bunătatea lui Dumnezeu. Plictiseală înseamnă indiferență față de Dumnezeu. Plictiseală înseamnă indiferență față de chemarea lui Dumnezeu. Plictiseală înseamnă indiferență față de viață, față de propria persoană, față de familie, față de cei din jur, față de viitorul nostru, față de viața veșnică. În parabola din Matei 25, Cuvântul lui Dumnezeu spune că trei oameni au primit fiecare o anumită sumă de bani, un număr de talanți din partea stăpânului lor. Bani care însemnau oportunitatea de a investi. Primii doi și-au investit talanții și și-au dublat câștigul. Cel de al treilea care primise doar un talent n-a făcut nimic cu el, spune cuvântul lui Dumnezeu, ci l-a îngropat. A fost indiferent față de darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Și l-a îngropat în pământ, când a trebuit să dea socoteală stăpânului, stăpânul i-a felicitat pe primii doi, dar pe al treilea l-a criticat aspru, ba chiar l-a condamnat și i-a spus, Roviclean și Leneș, luați dar talentul și dați-i celui ce are zece talanți, iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrânirea dinților. Dragilor, ne apropiem de final, și vreau să vă spun că plictiseala duce la moartea sufletului. Duce la moartea sufletului. Este socotită de mulți pusnici, drept cel mai mare dintre toate vicile, din care curg toate celelalte. Plictisul este rădăcina a tot ceea ce este rău. Cel suferind de acest viciu, spuneau pusnicii, este coploșit, copleșit de oboseală, deprimare, neplăcere pentru orice și pentru oricine din jur. De lenevie și de sentimentul că timpul trece foarte încet. În, conse în consecință, omul a încercat în mai multe rânduri să evadeze în somn, simțindu-se indiferent față de Dumnezeu, oameni și lumea din jurul său. Un om ca și acesta a găsit foarte puține rosturi în viață. Să știți că plictiseala duce la respingere radicală a chemării, un astfel de om, în ultima instanță, va întoarce spatele în relația lui cu Dumnezeu și nu numai atât. Să știți că un om plictisit, care nu rezolvă problema asta, va deveni ostil. Va deveni agresiv, pentru că îi aduce la ostilitate, la agresivitate. Pe lângă depresie, anxietate, singurătate, lipsa speranței, apare și ostilitatea. Și agresivitatea a fost amnonostil. A fost Amnon agresiv. A fost? A luat-o cu forța pe sora lui. I-a spulberat tot viitorul, toată viața. Toate idealurile. Visurile frumoase, frumoase că va fi într-o zi și ea mireasă. Vedeți? Pentru că se plictisea. Plictiseala este deosebit de periculoasă dintr-un prinț cu atâtea privilegii, a devenit un ratat în istoria consemnată. Pentru că în loc să pun accent pe privilegii și să facă ceea ce trebuia să facă, s-a lăsat consumat de ea. Și vreau acum în 5 minute și invit și echipa să se apropie că o să cântăm un cântec la final pentru că vreau să găsim soluțiile necesare să scăpăm de plictiseală. Am constatat cât de periculoasă este. Am constatat că este deosebit de periculoasă. Din experiența mea vă pot spune că plictiseala creează un iad pe care nu-l poți opri oricum în viața ta. O junglă de dorințe nestăpânite, de regrete cumplite. Te face să te simți inutil, inapt, te izolează, devii singur te închide, te ține tolănit în pat, te consumă în vicii și în patim, te nenorocește. Dar cum putem, dragilor, să luptăm împotriva păcatului plictiselii alenei? Întâi de toate în seara aceasta, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să recunoaștem că avem problema aceasta și să ne lăsăm de el. În lupta noastră naturală, nu supranaturală, va trebui să facem tot ce trebuie să facem. Cine și ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă în durare. Dacă ai probleme cu plictiseala, plictiseala care te duce la poftă, poftă care te duce în anturaje greșite, anturaje greșite care te duc în situația în care să devii un prefăcut. Pentru că sunt foarte mulți oameni care ajung în zona aceasta. Și în exterior totul pare frumos, interiorul este un mormânt zugrăvit. Tocmai de aceea să punem piciorul în prax și să mărturisim. Recunoaștem, Doamne, că avem probleme cu plictiseala și nu doar recunoaștem și ne lăsăm de plictiseală în așa fel încât să scăpăm, să căpătăm îndurare. Păcatul plictiselii, Len, este foarte greu de vindecat, fiindcă este legat de inimă. Este păcatul care te face să te gândești doar la tine și astfel ajuns să te închin la propriul eu, ceea ce e idolatrie. Tu ești pe primul loc, nu Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, mărturisește și detronează-ți păcatul, plictiseala. Înlocuiește-ți păcatul cu starea pe care o cere Dumnezeu. Pocăința adevărată cere schimbare, dragilor. Nu este suficient să lupți împotriva plictiselii, ci trebuie să faci tocmai opusul acelui păcat și anume sus și implicare. Implicare activă. Făți un plan de bătaie în seara aceasta, dacă vrei să biruiești plictiseala. Lenea e ca și algele, spunea cineva, în apa stătută crește de zor. Făți un plan de cum te vei mișca plecând de aici. Făți un plan de cum te vei implica plecând de aici. Făți un plan pentru fiecare zi, unde vei fi, ce vei face, cum te vei implica, cum vei lucra, cum voi munci înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, finalizează ceea ce ți s-a încredințat până acum. Dacă te-ai angajat într-o lucrare, du lucrarea aceasta la bun sfârșit, dacă este bună și onorabilă, dacă te-ai implicat într-un departament, du lucrarea aceasta la bun sfârșit, finalizează ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat. Biblia spune că un creștin autentic, el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Pe de altă parte, muncește, Muncește din toată inima, muncește. Pentru mulți, munca este o pierdere de timp. A rămas impregnată aceeași idee toxică pe care o repetau părinții noștri, uneori în comunism. Ei se prefac că ne plătesc, noi ne prefacem că muncim. Însă, dacă munca este o pierdere de timp, vă avertizez că plictiseala este o pierdere de viață. Va trebui să muncim, dragilor. Mai bine, spuneam, în Belgia. Dacă te trimite mama să duci gunoiul, mai bine du-te și duc gunoiul că te-a trimis mama decât să verse diavolul gunoi în conștiința ta. Să știți, dragilor, că Dumnezeu în lumea guvernată de Dumnezeu, Dumnezeu răsplătește munca. De aceea nimic din tot ceea ce facem nu se pierde. Trândăvia însă se plătește fiindcă e păcat. Pavel spunea în sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râfnă cu Duhul, slujiți Domnului și haideți să ne ridicăm în seara aceasta. Vedeți, dragilor, Apostolul Pavel spune în sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Ne aducem aminte în acest punct de cuvintele lui Eremia care a spus blestemul să fie peste cel de lăsător față de lucrarea Domnului. Omul nu trebuie să se joace. Omul nu trebuie să stea în zona aceea, ci trebuie să se ridice și să slujească pentru Dumnezeu. Cu Duhul lui trebuie să fie fierbinte în spirit, trebuie să fie plin de zel. Luptă-te să scapi în seara aceasta de justificări și scuze. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide. Leneșul întotdeauna găsește justificări. Astăzi nu mă simt bine, mâine nu mă simt bine, poi mâine am puțină treabă, nu pot să vin la rugăciune, nu pot să vin la lucrare, nu pot să fac absolut nimic pentru că se complace în starea respectivă. În seara aceasta luptă te să scapi de justificări și scuze. Pe de altă parte, să știți că omului plictisit, omului leneș, nu-i merg picioarele, nu-i merg mâinile, dar-i merge gura. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: Leneșul se crede mai înțelept decât șapte oameni care răspund cu judecată. Oricât de mult îi spune acestui om să se ridice și să meargă, el își găsește argumente să rămână în poziția aceea. Apoi, nu uita! că în primul rând Dumnezeu îți răsplătește munca, de aceea preobiții mei frați, fi star neclintiți, sporiți totdeauna în lucrarea Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică, Dumnezeu îți va răsplăti munca. Chiar și șeful tău te va aprecia și supervizorul tău te va aprecia. Și soția ta te va aprecia Și soțul tău te va aprecia Și părinții tăi te vor aprecia Și în mod deosebit și biserica te va aprecia Și nu uita în ultima instanță că Dumnezeu pedepsește lene. Robului care și-a îngropat alantul i-a zis rob viclean și leneș. I-a luat totul și-a pierdut totul. Dragilor, plictiseala este un păcat, lene este un păcat. Dacă Amnon ar fi rezolvat această problemă, ar fi continuat drumul privilegiilor linia regală, linia spirituală și ar fi încheiat viața în mod magistral, nu ca un Michel. Din păcate, omul acesta, întâiul născut al lui David, cel care trebuia să ocupe tronul, a rămas în istorie ca un mare Michel. Haideți în seara aceasta să ne întoarcem la inima închinării. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să mărturisim păcatul să ne lăsăm de el. În seara aceasta va trebui să nu mai găsim nicio scuză pentru starea în care ne-am aflat până acum. Va trebui să ne implicăm, va trebui să muncim, va trebui să fim implicați activ în așa fel încât demonul amiezii să fie biruit odată pentru totdeauna. Haideți să cântăm acest cântec și avem posibilitatea să facem un pas în credință, în relația noastră cu Dumnezeu, să ieșim din zona aceea de iad, din jungla aceea de patim, de vicii și de dorințe și să pășim încrezători cu Dumnezeu. Munca va fi răsplătită. Dumnezeu nu va pierde nici cel mai mic gest pe care l-am făcut față de Evanghelie, față de biserică, față de partenerul de viață, față de familie, față de oamenii din jur. Să fim fără preget, în ostenială, să fim fără preget, să muncim cu toată inima. Haideți să cântăm și apoi să stăm înaintea Domnului.